Adevăr din post-adevăr. Sunt Marius Ghilezanu. Încerc să-mi explic încotro lumea. Se zice pe bună dreptate că stânga asasină l-a făcut pe Donald Trump președinte. De ieri seară. Fotografia lui devine memorială cu ridicarea pumnului după ce s-a ridicat printre oamenii Secret Service-ului și a arătat forța sa simbolică. Priviți fotografia și încercați să vă dați seama ce simbolistică și ce încărcătură puternică are, mai ales că în spatele ei se află steagul Statelor Unite ale Americii. În Franța, aproape că ne-a trecut tuturor europenilor un glonț pe lângă tâmplă. Nu ne-a lovit, dar ar fi vrut să ne lovească. Este vorba de o mobilizare extraordinară a forțelor democratice din Franța, inclusiv constituirea unor noi structuri politice, unor forțe politice, cum este Frontul Popular, Noul Front Popular, pentru că a mai fost un Front Popular, după cum bine se știe, condus de Jean Jaurès. Take a look at what happened. Lui Dumitru Borțun, dascălul ce pregătește neomarxiștii din România, i-a trecut, conform propriilor declarații, glonțul pe la ureche, așa cum spunea într-o emisiune, referindu-se la alegerile din Franța. Lui Donald Trump i-a trecut la propriu, prin ureche. Extremiștii de stânga devin killer, dar corecții politic văd doar extremismul de dreapta. Ce să zici despre scenariile, despre conspirațiile? Se tot vorbesc vrute și nevrute de azi noapte. Pe canalul Twitter, conform unui raport publicat de NBC, scenariul a fost al doilea cuvânt de căutare după numele lui Donald Trump pe platforma X. Candidatul republicanilor, așa cum ați văzut, s-a trezit cu urechea dreaptă împușcată și plină de sânge. A fost evacuat rapid de Secret Service, nu înainte de a arăta pumnul ridicat care va simboliza, așa cum am spus, victoria sa în alegeri. Unii zic că e fotografia secolului. Eu zic că va fi în manualele de comunicare politică cea mai reprezentativă și cea mai simbolică, de-a dreptul iconică, imagine electorală. 8 gloanțe a tras lunetistul asasin. Asasinul unu oarecare, Thomas Matthew Crooks, avea 20 de ani și la toamnă ar fi putut, conform Constituției Americane, să voteze la președinție. Cum s-a apropiat la 130 de metri de scenă? Unde au fost lunetiștii? Specialiștii FBI discută cu poliția locală despre o problemă de siguranță a candidatului. La fel ca la concertele mari ale lumii și în România, se instalează fel de fel de porți ghidonate care verifică dacă ai arme sau așa ceva la tine, cum de acolo în spațiul securizat, unde nu erau mai mult decât câteva mii, pentru că orașul este un orășel din Pennsylvania. Iară conspirații. Crooks zice că l-ar fi urât pe Trump și ar fi donat $15 unui comitet de acțiune politică al Partidului Democrat numit Project Progressive Turnout încă din ianuarie 2021, dar asta mai puțin contează. A ucis pe un tânăr care se pare că era nepotul unui republican, unui senator republican, și a rănit grav alți doi.
a utilizat un pistol semiautomat AR-15 la îndemâna multor americani. Ciudat e că unul din mulțime l-a văzut pe agresor pe acoperiș cu câteva minute înainte de a recurge la criminalul act. L-a raportat la serviciile secrete. Nu s-a întâmplat nimic. Lunetiștii, aflați pe celelalte acoperișuri, nu l-au văzut pe tânărul cocoțat. Declarația făcută de Joe Biden săptămâna trecută, potrivit căreia Donald Trump ar trebui să devină țintă, a devenit virală. Bobby Kennedy Jr., potul lui John Fitzgerald Kennedy, ucis la Dallas de Oswald, în 1963 critică măsurile de securitate ale candidaților. În același timp, Budanov, zic sursele de presă ruse, șeful inteligențului armatei ucrainiene, ar fi recunoscut unei publicații că pe banii americanilor s-ar fi pus la cale asasinarea lui Vladimir Putin. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Kremlinului, a spus că încă, după cum vedeți, nu s-a reușit. Zâmbea ironic. A recomandat ca banii dați pentru uciderea lui Vladimir Putin să se dea candidaților americani pentru o mai bună protecție. Omul serviciilor de pe CNN în România zice că așa a trebuit lui Trump, fiindcă a avut discursuri pro-arme, pro-violență, pro-terorism. Astfel de indivizi promovează top secret viitorii pușcași ai stângii radicale. În 1981 a avut Ronald Reagan un atentat. N-a simțit rana deschisă decât în momentul în care i s-a umplut gura de sânge. Sebebiștii lui au virat, au schimbat ruta dinspre Casa Albă spre spital. Acolo, glumind cu sânge în gură, Ronald Reagan i-a întrebat pe medici dacă toți sunt republicani, la care unul mai curajos a spus: astăzi toți suntem republicani. Scrie editorialista ziarului The Spectator din Marea Britanie un articol cu titlu Today All We Are MAGA. Poate că Dumnezeu așa le-a rânduit. A Donald Trump să scape și să fie ales președinte înainte de scrutin. Ce mai inventează meseriașii deep state-ului american? Apropo de moartea lui Kennedy din 1963, CIA a inventat conceptul de conspiraționiști atunci când lumea s-a îndoit de rezoluțiile cele 6 povești ale Comisiei Parlamentare Specializate. În toată planeta, CIA a demarat cu Dan Borțuniștii, era să zic Dan Barniștii, dar tot un drac, o acțiune de discreditare a celor care se îndoiesc de adevărurile oficiale. Nici astăzi nu știm care este adevărul oficial. Dar ce mai sesizăm este că atât Oswald, cât și ucigașul de astăzi au fost lichidați urgent de trupele speciale. Numai așa, ca să nu știm cine au fost comanditarii. Să ne luminăm, să avem lumină. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, Marius Ghilezan, și să urmăriți newstandard.ro. O zi faină, aveți grijă la cele două partide importante ale zilei, nouăle
joacă pentru câștigarea Wimbledonului și vom afla de seară câștigătorul campionatului european UEFA 2024 în meciul dintre Anglia și Spania. Să avem lumină!